Primarul Constantin Toma a inaugurat astăzi primul sistem digital din România pentru informarea cetățenilor, denumit generic Agenția de Știre a Primăriei. Ideea am găsit-o într-o expoziție la Tel Aviv în primăvară. Mi-a plăcut foarte mult, în Israel. Era o expoziție pentru produse, echipamente pentru primăriile din Israel. Mi-a plăcut foarte mult ideea și atunci am rescris, adică am lansat-o pentru un caiet de sarcini, dar pe specificul Buzăului. Deci ei aveau acolo numai informații legate de mobilitatea oamenilor spre Ierusalim. La Buzău, acest sistem va conține o multitudine de informații ușor de accesat, utile atât locuitorilor orașului, cât și vizitatorilor veniți din alte zone. Informațiile de aici sunt o treime legate de transportul în comun în municipiul Buzău, în județul Buzău și orice tren și în toată România, al oricărui tren care trece prin gara din Buzău în acest moment. Pe partea cealaltă, două treimi din acest panou, se numește InfoCity Buzău, respectiv, dacă vreți, nu e foarte pretențioasă, dar aici vreau să doresc să ajungem în timp, o agenție de știri a primăriei Buzău, care este conectată la toate sursele, la toate dispeceratele tuturor furnizorilor de utilități din Buzău. Vorbesc de electrica, de gaze, de apă, de orice intervenție care o au trebuie anunțată și trebuie să informăm pe oameni, iar în momentul în care, eu știu, vorbim despre o avarie, s-a închis acea avarie, ei trebuie să comunice că acea stradă a fost eliberată sau, eu știu, poliția locală ne spune că cu ocazia mitingului de duminică, să zic, presupunem că era în sâmbătă, se închide circulația pe Alea Trandafirilor și pe Bulevardul Bălcescu între orele 11 și 1. Un astfel de panou digital costă 5.000 de euro, iar primăria a introdus sistemul într-un proiect pe bani europeni. Pe tot Bulevardul Unirii vom avea 10 stații de autobuz care vor fi dotate cu astfel de panouri, bineînțeles cu camere de luat vederi, O cameră de luat vederi are și această, și acest panou, le vedeți aici, dar va mai fi pentru protecția totală, dacă vreți, sau protecție mărită, vom avea la o înălțime de 4 metri, 5 metri, vom mai avea o cameră de vedere suplimentară în fiecare stație de autobuz. Anul viitor se intenționează conceperea unei aplicații care să permită accesarea Agenției de Știri a Primăriei și de pe telefoanele mobile ori de pe alte platforme. Anul viitor intenționăm să montăm încă 41 de bucăți în stațiile de autobuz importante din municipiul Buzău. Și sigur, de dorit să vedem ce va însemna această aplicație pe fiecare smartphone al oricărui cetățean din Buzău, să apară și această față a calculatorului pentru aplicație și prin, pur și simplu, apăsând o tastă să poți lua informația și de acasă sau ești în București și vrei să ajungi la Buzău și de acolo să mergi nu știu unde. În această primă etapă, administrarea sistemului se face din primărie, dar se intenționează ca serviciul să fie externalizat pentru că informațiile trebuie upgradate 24 de ore din 24 și este nevoie de un volum mare de muncă. După ce a demonstrat reprezentanților presei locale calitățile noului sistem, primarul le-a explicat și trecătorilor cum poate fi folosit terminalul. Am introdus acest panou, iată-l mai aproape, de informare. Va fi în tot Buzău, deocamdată am montat 4. Aici vorbim în prima treime despre transportul în comun, de exemplu. Astea sunt autobuzele toate care sunt în stațiile din jurul primăriei Buzău. La Buzău unde vreți să ajungeți? La Săpoca. Hai să vedem la Săpoca. A apărut? Acum da. Bac. Este adevărat? Da. Aveți toate cursele aici, spre Săpoca și cu toate orele, cu tot. Deci vă puteți alege, vedeți inclusiv care e capătul de linie, deci tot ce înseamnă transport numai cu Transbuzul. De la cel mai mic până la senior, buzoienii se dovedesc a fi foarte receptiv la noua inițiativă a primăriei. Pune-și tu mâna, așa, bravo. Lăsați-l, doamnă, că e viitor cetățean. Este mai bine ca dumneavoastră, știi? Sunt convins, bagă-l dacă ai ceva. Durează cam mult să se oprează la drumul. Dar s-ar putea să învăț. Oricum, e foarte ușor. Pentru început au fost montate în Buzău 4 terminale digitale, unul în fața Palatului Comunal și câte unul la poarta Crângului, la gară și în stația Transbuz din fața bazarului.